Elevii care circulă la Liceul Teoretic Balatina se vor bucura de un autocar nou-nouț. Ei nu vor mai fi nevoiți să plece la școală cu rutierele interurbane sau cu alte mijloace de transport. Autocarul a fost achiziționat de Direcția de Învățământ, Tineret și Sport. Ce fel de autocar au primit copiii? Urmăriți în reportajul ce urmează. Un autocar nou a luat drumul spre localitatea Balatina din raionul Glodeni. Pentru acest autocar s-a achitat o sumă de 872,5 mii de lei și este de producție rusească. Autocarul are 30 de locuri și va deservi 153 de copii din localitățile Lipovesc, Clococenii Noi, Tomieș și Clococenii Vechi. Noi, administrația raionului, am venit cu un sport așa, la nivelul nostru și în ajun de Crăciun, care este mâine, și în ajun de anul nou, am venit să vă aducem în dar un autobuz, acest autobuz care este menit să vă transporteze și să vă acorde servicii vouă, ca să fiți ca și copiii din școlile europene și mai mobili și să fim în pas cu viața. De aceea astăzi primiți felicitări cu această ocazie. Doamnă directoare, vă mânez aceste chei. Țin să mulțumesc onoraților oaspeți de acest cadou minunat, de care am avut cu adevărat nevoie, deoarece noi suntem mulți șori, suntem într-un număr de 154, suntem din 4 sate și toate sunt răzlețite, deci în casa telița Comunei Balatina. Am avut nevoie, mulțumim mult și să dea Domnul să țină tot mult, mult. Elevii care vin din localitățile vecine spun că sunt mulțumiți de condițiile oferite de instituția în care învață. Tinerii doresc să se deplaseze cu autocarul și la orele extracurriculare. Noi apreciem gestul dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult pentru transportul acordat. Și am dorit să beneficiem de acest transport și la orele extra curs, deoarece ne deplasăm pe jos și e foarte riscant. Și dorim și este și dorința părinților noștri tot aceea de a avea un transport și la orele extra curs și la manifestările care au loc după ore. Menționăm că în Liceul Teoretic Balatina își fac studiile 526 de copii, dintre care 153 de copii sunt din satele ce intră în componența Comunei Balatina. Până în prezent, copiii erau transportați la școală pe ture. O săptămână erau aduși copiii din două sate, în altă săptămână din altele două.